mărturisit că trece printr-o perioadă grea și a recunoscut că suferă de o afecțiune des întâlnită în ultimii ani. Sinceră ca de obicei, vedeta nu s-a ferit să vorbească despre suferință. Nu sunt bine, a spus, printre altele, artista. Pe numele ei real, Teodora Maria Diaconu are doar 26 de ani, însă a reușit să devină cunoscută la o vârstă fragedă, iar acum este implicată în mai multe proiecte. De asemenea, Teoros este și mămica unui băieței de doar câteva luni. Așadar, nu este tocmai ușor să se împartă între viața profesională și viața personală. Mămică, actriță, cântăreață, jurată la Vocea României și influencer pe Instagram, acolo unde are peste 1 milion de urmăritori, cam acestea sunt preocupările principale ale lui Teoros. Vedeta este mereu ocupată, iar activitățile pe care le are de făcut au obosit-o foarte tare. Fiind mereu sinceră cu fanii ei, a decis să le vorbească despre perioada grea prin care trece. Burno. Hieri.com. Nu sunt bine. Tot zic că am obosit, dar nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în piața Constituției și se revoltă. Cred că trebuie să fug în altă țară ca politicien. Spun asta cu textul în brațe. Urmează 12 ore de filmare.